Servus, bine te-am regăsit! Eu sunt Felicia, iar alături de mine este Dan. Și împreună o să te învățăm alte două figuri, mai bine zis un șablon, cum să le legi. O să te învățăm Copa și Titanic, două figuri de salsa foarte întâlnite și foarte apreciate dacă vrei să le incluzi în dansul tău de social. Haide să le vedem cum arată. Începem cu un pas de bază, 1, 2, 3, schimb mâna, 5, 6, 7, duc partea lângă mine, 5, 6, ne deschidem, 1, 2, 3, 5, 6, 7, prind mâna dreaptă jos și mă dau la o parte, 2, 3, 5, 6, 7, calc, 2, 3, 5, 6, 7, învârt partenera, 5, 6, 7 și pot să fac un cross, 5, 6, 7, bun. Schimb prima oară mâna. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Învârt partenera. 1, 2, 3 și călcăm în spate. 5, 6, 7. Pe 1 ne deschidem. 1, 2, 3. O deplasez și o învârt cu mâna stângă. 6, 7. Deci, prind mâna dreaptă jos, fac un pas de bază și mă dau la parte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7, prepar, adică aici îmi pregătesc mișcarea și învârt partenera, am dus-o pe picior și acum o învârt. 5, 6, 7, mâna după gât, 1, 3, 5, 6, 7. Îmi pregătesc mișcarea întotdeauna, altfel nu o să iasă pirueta partenerei. Bun, încă o dată, 1, 2, 3, schimb mâna, 7, 1, 3, aduc partenera lângă mine. 1, 2, 3, o învârt, prind mâna, mă dau la o parte, 1, 2, 3, 5, 6, 7, învârt partenera, 5, 6, 7, mâna după gât, 5, 6, 7. Bun. Ce-am făcut? Pe timpul 1 am făcut open break. 1, 2, 3. Calc în spate, eu piciorul drept, partenera cu piciorul stâng. 5, 6, 7. Acum, pur și simplu, eu mă întorc și deschid partenera. 1, 2, 3, m-am deplasat pe picior și o învârt pe partenera către exterior, cu mâna stângă. 5, 6, 7. Am lăsat mâinile jos, prind mâna dreaptă, mâna mea stângă rămâne stânga cu stânga și ne dăm la o parte. 1, 2, 3, 5, 6 și oprește partenera. Acum, noi ne depărtăm, eu calc în spate, partenera în față, 1, 2, 3, schimbăm piciorul, 5, 6, 7, învârt partenera, 5, 6, 7, mâna după gât, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, calc, 2, 3, aduc partenera lângă mine, 1, 2, 3, 5, 6, 7, prin mână, mă dau la o parte, 5, 6, 7, calc, 2, 3, 5, 6, 7, învârt partenera, 5, 6, cross, 1, 2, 3, 5, 6, 7. O să ne întoarcem să ne vedeți și din poziția asta, bază, 1, 2, 3, 5, 6, 7, aduc partenera, te deplasezi, ne deschidem, învârt partenera, prind mâna și Titanic. Calc, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. În principiu, cam așa arată figura. Ce trebuie să ai grijă totdeauna când prind mâna? Dacă n-am prins mâna suficient de repede, s-ar putea să am o problemă în momentul în care vreau să-mi continui deplasarea. Dacă nu ai prins mâna, decât să chinui partenera și să ridici mâna aiurea când nu trebuie, eu îți recomand, mai bine mai fă un pas de bază, prinde mâna în poziția corectă și abia după aia poți să pleci, adică genul ăsta. 2, 3, 5, 6, 7, am schimbat mâna, 5, 6, 7, 1, 2, 3, am învârtit partenera și m-am trezit că am prins mâna greșit. Nu, prind mâna, 1, 2, 3, 5, 6, 7, duc partenera, 5, 6, 7, 1, 2, 3, o învârt și în cazul ăsta ce pot să fac? Pur și simplu pot să trec pe sub mână, 1, 2, 3, 5 și dau piruetă sau pur și simplu las partenera să treacă. Eu n-am vrut să-i dau piruetă,
doar am vrut să o las să treacă. Eu m-am pregătit, el n-a vrut, asta este, se mai întâmplă. Dacă e după voi, înseamnă că voi conduceți. Dacă nu, nu întotdeauna. E. Și atunci. În dans întotdeauna. Dacă rămân în poziția asta, pur și simplu să trec pe sub mână, 2, 3 și dau piruetă la parteneră și îmi pregătesc următoarea mișcare. Totdeauna nu uita. Condu partenera, fă-ți pașii și la sfârșit oprește-o ca să se reechilibreze partenera să poată dansa cu tine în momentul în care vrei să faci niște figuri mai complicate. Până atunci, trebuie să repete. Să repete. Și eu mai grijă am, la mâini. Și eu mai am câteva tipsuri pentru fete. La copa, în momentul în care vă întoarce băiatul pe 3, trebuie să țineți mâna stângă la îndemâna lui, ca să vă poată să o găsească repede, să poată să continue băiatul mișcarea. Corect. La Titanic, băieții, încercați să nu trageți prea mult de mâinile fetelor, pentru că e o poziție destul de delicată și aici se pot întâmpla mai multe chestii. Fiți gentili și dați doar impulsul ușor din palmă, nu foarte tare cu toți mușchii. Și aici am și eu un tips pentru băieți, da? Atât pentru băieți cât și pentru fete. Aici, în momentul în care suntem aici, trebuie să am și o tensiune, trebuie să aibă și partenera tensiune, fiecare spre el. 1, 2, 3... 5, 6, 7. Dacă n-am eu tensiune, vom face partenera pașii foarte, foarte mari. Dacă n-are partenera tensiune, ce se va întâmpla? Uite, așa o să arate sau o să îndoaie coatele și nu o să ne mai iasă figura. Până atunci, repetați și voi, dați-ne și nouă un feedback să ne spuneți care dintre ele le-ați ratat și nu le-ați făcut. Da? Știm că la început asta este tendința, să nu fim foarte atenți și atunci, în momentul în care nu suntem foarte atenți, ne mai scapă câte un mic detaliu. Se mai întâmplă, dar nu e niciun fel de problemă, repetă cât se poate de mult, asta te va ajuta să înțelegi când trebuie să prind mâna, cum prind mâna și așa. Recomandarea noastră este numără la început cât înveți figura. După aia, dă-i drumul la melodie și poți să le legi în ce formă vrei tu. Cam aceasta a fost figura, de fapt șablonul pe care am vrut să ți-l arătăm, copa cu Titanic. Dacă vrei să vezi mai multe videouri și mai multe șabloane ca să-ți fie mai ușor să dansezi în societate, dacă vrei să înveți mai mulți pași și mai multe combinații, te invităm să urmărești și acest video în care o să-ți arătăm sombrero și schimbul de locuri, iar mai jos ai mai multe detalii despre proiectul nostru Învață Salsa Pas cu Pas. Servus! Pa, pa!